Salut, dragi scuturi, și acesta este primul vlog de pe acest canal. Cuvânt fața mea, dar acum m-am trezit. Dar deci este primul vlog de pe acest canal. Pe acest canal o să fac multe daily vloguri, pe bune, challenge-uri. Uitați-mă în oglindă. Uitați-mă aici. Facem multe daily vloguri, pe bune, challenge-uri. Iar acum l-am chemat pe un prieten meu, pe nume Mario, o să plec afară și eu mai târziu afară, pentru că mi-e descărcată bateria și nu l-am încărcat. Acum, dacă vine Mario, l-am chemat pe Mario să vină și chemul și pe Darius. O să fac o prezentare cu mai multe prieteni mei. Și mai am eu un canal care nu este doar al meu, este doar este a meu și a prietenilor, care se numește TheLucumaVlog sau TND, cum îți minte. Și deci acum am ieșit iar afară pentru că am mai fost afară, dar am venit acum un pic în casă și acum Darius scoale și coaște să duc să-și ia și el telefonul, adică camera, să filmeze. Și acum am ce să facem un challenge, deci va fi două challenge-uri. Primul challenge vom face un fel de challenge cu ceva Teddy foarte, foarte acru și o să-l vedeți pe canalul lui Darius și al doilea challenge o să fie Chio Extreme, care o să fie pe canalul meu. Deci o să fie apare și în curând și Chio Extreme Challenge și pe canalul lui Darius challenge-ul ăla cu Teddy. Acum a venit și Darius și da, facem după aia, după challenge. Filmăm după challenge. Deci suntem pe drum, acolo filmează Darius. Și acum suntem pe drum, mergem să luăm Teddy-ul ăla acolo, măi. Și da, o să filmez după ce facem challenge-ul. Ah, da, și am să vă zic că o să fie un turneu aici în Bistrița la Gloria, dacă susțineți echipa Gloria. Uitați un câine. Ok, deci este un turneu la Gloria în Bistrița. Cei care sunt dispuși să vină acolo la trenul Gloria, pentru că doi prieteni, că un prieten acolo, stați un pic, este acolo unul, ăla în alb, Paul, așa-l cheamă. Deci Paul va merge la turneu acolo și dacă vreți să susțineți, puteți veni la Gloria, detaliile sunt în descriere. Ok, și da, da, acum ne vedem după challenge. Acum a luat Teddy, uitați cât de galben este și este foarte acru. Uitați aici pe ăștia, pe tine acum, acolo la căsuța aia să filmăm și da, na, ne vedem după aia. Ok, deci am zis că filmez după ce Extreme Challenge, dar ce Extreme Challenge îl face mai târziu, pentru că da, aici mănânc ceva înghițată. Aici se iei pe bancă, pe hintă, ce pe bancă, uitați. Acum suntem în parcul nou și filmăm după aia. Ok, deci suntem în parcul vechi, acolo Darius filmează pe hintă și nu vreau să mă bag în cadrul lui ca să nu să nu se audă nașpa. Aici sunt pe balansor, hai să mă bun. Deci, da, s-au întâmplat un lucru șmecher la magazin de râs. El, Darius cu Paul, s-a dus la magazin și Darius i-a făcut cinste la Paul și a luat o înghețată în aia de 50 de bani. Și i-a zis Darius la învăzătoarea aia de la magazin, i-a zis să-i o rup, adică, uitați, e înghețată asta așa și aici nu-i ruptă, știi, și trebuie să o rup cu dinții. Și nu am vrut să o rup cu dinții și o trebuia să tai cu forfica, dar au zis că mai bine o rup în două și odată și o rup, eu o rup în două. Și așa au ținut două bucăți și a fost mai bine, dar au ieșit. Ok, dar era ceva gen mai easy, așa și o rupt-o direct. Ok, da, acum stăm aici în parcul vechi. Și nu știu ce să fac, e foarte cald. Noi vom filma și în oraș. Cu ce mai mult o să fim cu
Darius și cu Alex. Și, da, am înghețat în gură, nu pot vorbi prea bine. Uitați acolo, acolo. Și poate vom face și un challenge la fotbal, deci hai să vă explic challenge-ul. Ok, deci, oh my god. Ok, deci am terminat challenge-ul. Deci mă doare tare burta. Acolo Darius filmează. Și eu cu Darius am făcut challenge-ul. Și te doare tare burta. Hai de cap, mi-am băgat prin asta. Și acum o să facem și eu extreme challenge. De ne vedem după ce eu extreme challenge. Challenge-ul este așa. Aici e hinta aceasta pe care stă Paul. Și este ca o parte. Și noi vom lua hinta asta. Și lanțul va fi ceva de genul așa. Și mingea trebuie să o băgăm așa în gaură. Că Paul e eroul nostru. Nu așa, se pune asta că vine Alex și ne arată. Ok, deci așa. Aici este o gaură mai mare, dar nu putem, nu este corect să dăm prima asta. Trebuie să dăm aici. Și e foarte greu. Și poate eu o să filmăm și challenge-ul ăsta. Ce faci, Darius? Nu știu. Ok, da. Ne vedem după aia. Ok, deci acum, nu chiar acum, adică seara, pe la vreo 7-6, nu știu ora, dar știu că seara vom face downhill și vom face un downhill, un lucru șmecher. Deci voi băga telefonul pe... Voi băga telefonul pe asta, cum se zice, pe niște cabluri de-a lui Paul de la bicicletă și va fi șmecher. Deci, acum, nu facem ce extrem acum, pentru că, da, nu am chef acum, dar vom face ce extrem, dar nu acum, mai târziu. Acum sunt la mine în față, acolo e locul meu, am arătat pe lângă, și da, ne vedem. Ok, deci am terminat challenge-ul. N-a fost ce extreme challenge pentru că am zis să facem ce extreme challenge, dar un prieten al meu, Dragoș, care cred că bine am arătat, a adus ceva pungi din Anglia, cred, să zicem așa, cred că din Anglia, ne-a adus și era o pungă, deci era mai multe pungi cu bacon, cu sare și cu asta, și era o pungă doar cu sare și oțet. Foarte, deci am făcut challenge-ul ăla, încă mai am gust de la urât, gust din ala nașpa în gură, e foarte nașpa, o să-l găsiți pe canalul meu în curând. Poate le editez mâine sau poate le editez azi. Acolo povestesc ei. Și abia aștept. Adică abia aștept să facem și downhill-ul. Acum vin cineva cu ceva chilia din ala. Știți că am făcut în daily vlog-ul meu. Am mâncat înghețat din aia. Cum a povestit Carl Tondo. No, ceva de genul ăsta, numai că din mai bune pentru că sunt din Germania. Ok, acum le aduce și vom face și downhill peste vreo oră, două, dar o să facem și acolo semențe într-o oră, două, peste o oră, două, acum cred că peste vreo jumătate de oră facem și, o să ne jucăm și fotbal și da, ne vedem. Suntem aici, acum mergem să facem downhill-ul. Acum l-am făcut, dar nu l-am filmat, Mario, dar bine că l-am filmat cu, la început cu telefonul lui Darius și cu al meu. Ești un șmecher, deci că ai GoPro. Deci îți bagi cumva telefonul pe aici, pe la ghidon și mergi în față și îți merge ăsta. Iese foarte ok. Deci asta merge. Deci acum facem downhill-ul. Suntem aici cu ăștia. Și sunt pe bița lui Paul. Și da, să vedem ce a ieșit.
și downhill-ul pe bițară. Pa, m-am arătat toată. Cam tot a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!